Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Arena lui Cătălin Tolontan. Bună dimineața, Cătălin. Și Cătălin schimbă unele lucruri. Bună dimineața. Da. Bună dimineața. Astăzi cităm din o descoperire a altor jurnaliști decât cei cu care lucrez din echipa Libertatea sau Gazeta Sporturilor, pentru că așa cred că e normal dacă oamenii muncesc și descoperă lucruri foarte interesante despre alți oameni care muncesc din greu, cei de la cei dintr-o instituție importantă a statului român. E bine, e corect să e onest să reflectăm aceste lucruri pentru public. Ne tot întrebăm cât de mari sunt salariile în general la stat și în mod concret la ASF, unde se au ieșit niște cifre publice, unele dintre salarii sunt publice, dar altele nu. Și e legitim să întrebăm cât de mari sunt salariile la ASF dacă le ascund. Și de ce spunem dacă le ascund? Pentru că scrie ziarul Bursa, chiar șeful Agenției Naționale de Integritate a secretizat în propria declarație de avere salariul pe care soția sa îl ia de la ASF. Ok. Da. De ce a secretizat? Adică care este oare justificarea? Asta e un paradox incredibil. Deci este ca și cum suntem într-o situație în care e rușine cuiva de salariul de la stat. De la stat, atenție, pentru că agenția de supraveghere fiscală este financiară, scuzați-mă, este o agenție care reglementează piețele financiare, bursa, asigurările, RCA-ul și așa mai departe. Acolo lucrează oameni bine plătiți și e foarte bine să fie bine plătiți, ca să se ia de gât, să controleze, să înțeleagă o activitate a companiilor de pe bursă, să facă supraveghere, să facă control pentru companiile de asigurări, e foarte bine să fie bine plătiți. Dar de ce nu spun cât sunt de bine plătiți? Știm de pildă că pe declarațiile mai vechi de anul trecut, președintele Nicolae Marcu, președintele ASF, câștiga peste 12.000 de euro pe lună, puțin peste 12.000 de euro pe lună. Acest lucru îl știm. Dar sunt alte lucruri pe care nu le știm despre ASF. Nu știm dacă există bonusuri, nu știm dacă există alte genuri de prime și nu știm, iată, nu știm pentru un simplu angajat, care nu e președinte, nu e director, e vorba de soția șefului de la ANI, nu știm care este salariul. Iar paradoxul este îngrozitor, pentru că ANI se ocupă tocmai cu acest lucru. Prin lege, Agenția Națională de Integritate ar trebui să asigure pentru milioanele de declarații de avere și de pe care le are enunțate pe site și cu care se mândrește pe site că gestionează milioane de declarații de avere, ar trebui să ofere informația publicului ca să vadă cu cât sunt plătiți cei care sunt aleși sau numiți în statul român ca să reprezinte interesul public, să lucreze pentru noi, pe scurt. Și președintele, șeful ANI, secretizează o parte a declarației sale de avere. Drăguț. Ce să zic? Da, stăm să ne întrebăm cât de puternic e ASF-ul în condițiile astea. Adică dacă își permite să lezeze imaginea și, până la urmă, funcționalitatea președintelui ANI. Păi în momentul ăsta, orice om de la stat are pe bună dreptate, poate să spună, dom'le, dar nu-ți mai declar nimic. Nu mai declară. Dacă tu, care ești președintele Agenției Naționale de Integritate, care vrei să mă veghezi pe mine, secretizezi salariul soției tale, despre ce mai vorbim în materie de transparență și responsabilizare prin declarațiile de avere și de interese ale celor care ne conduc? Da. Ia, interesant. Un subiect foarte bun. Felicitări colegilor de la Bursa. Mulțumesc mult, Cătălin Tolontan. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.